Ajunsă de Clash of Clans. Așa că eu voi vorbi cu mare de uitați, am să-mi bag și eu ăsta baza mea, dar și Wizard, uitați baza mea. Mi-am luat și Spell Factory, adică de poțiuni, uitați de Wizard, i-am și de 2. Am dat aici la făcut, mi-am dat, cum se cheamă, 4 Wizard, 5 balon și 8 geam. Clanul meu se cheamă Bobotoh, clan jur. Am intrat așa, am văzut acolo un clan bun și am intrat și eu așa, n-am văzut cum se cheamă, am intrat și eu așa. Pentru că pe mine m-a dat tot afară din clan, am mai avansat, am 920 de cupe și da, am vrut să fac și eu n-am mai filmat de mult. Nu știu de ce am fost ocupat. Și da, aici mai tai și eu din bustienii astea ca să mai am loc. Eu mi-am tăiat tot. Mi-am tăiat tot de aici. Să vedem ce zici. Ăștia tot ies din clan, dar tot intră. Scuzați-mă că durează așa de mult, dar eu vreau să... și nu vă arăt, scuzați-mă. Tot îmi iau din ăla și vreau să... Acum fac level up la Clash Royale și sunt în Arena 5 la Clash Royale. Da, și... Să vă mai arăt un pic. Am în casa de 5, acum sunt mi-o dau de 6 și abia aștept că vreau să mi-o dau și de 7, pentru că vreau să-mi iau Barbarian King, adică regele, regina și cu ăla, cum îl cheamă? Cum se cheamă ăla? Am uitat. Dark Elixir Storage, ăsta îmi trebuie. Trebuie să am level 7 Tom Hall, adică level 7 casa, sunt de level 7. Da, și mi-am dat Wizard Tower de mi l-am dat init. Dau un challenge ca să mă bat aici. Park challenge am dat. Da. Și cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să dați un like, un share, că mă ajută foarte mult și noi ne vedem data viitoare. Pa.